Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Ziua și defecțiunea. Cam aceasta este situația instalației de apă potabilă din Țara Făgărașului. Dacă la începutul săptămânii localnicii din Beclan au rămas fără apă rece la robinet, acum sute de familii făgărășene îndură acea soartă. Mai grav este că mulți dintre oameni folosesc apă rece pentru centralele de apartament. Astfel că nu doar apa rece le face viața amară, ci și caloriferele care au rămas fără căldură. Tone de apă s-au revărsat pe șoselele Făgărașului între cartiere. Asta după ce mai multe defecțiuni au apărut în ultimele ore la rețeaua de apă rece. Din acest motiv, mii de făgărășeni din Melta, Tudor Vladimirescu și Bulevardul Unirii au rămas fără strop de apă la robinet încă de azi noapte. Mai îngrijorător este faptul că oamenii sunt nevoiți să înghețe în apartamente. Nu avem apă de azi noapte, de la 4, de la nici căldură. Căldura aia nu îi aparține de ei, de ăștia, dar nu avem apă. Am mers în cartier în Meltea și am adus cu găleata apă. Uitați ce e aici, apa asta cine o plătește acum, ce ziceți? Tot noi o plătim. Noi ca cum e vorba, că te duci și cumperi un ghil de apă, dar să mă iertați ce faci cu WC-ul. Asta e, așa ne face întotdeauna, uite, ăștia-și bate joc de noi. De dimineață nu aveam și încă nu știu care e situația acasă, că n-am ajuns. Și cum vă descurcați fără apă? Cred că destul de greu. La bucătărie, să zicem, avem mâncare, avem de băut, dar cu baia va fi mult mai greu, mai ales că acum, după masa, toți oamenii vin acasă. Nu s-a nimeni nimic, că dacă nu s-a luat apă de ieri, o găleată, două, le băgam pe acolo, dar dacă nu anunțam, uite, stăm așa, nici un ceai n-ai apă. Aceste probleme sunt consecința instalației foarte veche a orașului, instalație pe care Societatea Apă Canal Sibiu a promis că o va schimba încă de acum un an. Cu toate acestea, prețul apei rece a crescut considerabil. Da, deci ne-am confruntat cu două defecțiuni în cartierul Tudor Vladimirescu, o conductă de azbociment de fir 200 pe o porțiune de 5 metri a explodat, deci s-a rupt în două, și pe Bulevardul Unirii, unde avem un defect la branșamentului blocului 1. Ambele lucrări sunt în derulare. Sperăm ca până pe seară să fie gata. Ne confruntăm cu probleme. Vechimea conductelor e destul de mare. În oraș, în anul viitor, vom începe lucrările. La sfârșitul 2013, fiind preconizate a se termina. Până când țevile vor fi schimbate, oamenii vor fi nevoiți să scoată bani din buzunar pentru a cumpăra apă de la magazin sau să care cu bidoanele de la vecinii din celelalte cartiere.